necazuri și bucurii, întuneric și lumină. La Sfintele Paști, biruiesc bucuriile și toate sunt pline de lumină. Acum toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de dedesubt, pentru că a înviat Domnul nostru Iisus Hristos. Necazurile, greutățile, încercările nu lipsesc. Ne-o spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetul 33. În lume necazuri îți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. La Paști biruiesc bucuriile. Lucrul acesta îl învățăm însuși din gura Mântuitorului Iisus Hristos. Evanghelia după Matei, în capitolul 28, ne istorisește modul cum femeile mironosițe, după ce au găsit mormântul gol, au aflat de la înger că Domnul Hristos a înviat, ieșau pe portița cimitirului și le-a întâlnit Domnul Hristos însuși, lumina învierii, El plin de lumină, le-a luminat și pe ele și le-a spus un cuvânt: bucurați-vă, nu mai fiți necăjite, bucurați-vă. Ei, bucuriile acestea sfinte ale credinței sunt veșnice. De fapt, părinții noștri duhovnicești ne învață că bucuriile trebuie să fie împărțite în trei: bucurii păcătoase, bucurii curate și bucurii sfinte. Bucurii păcătoase care țin atâta cât ține păcatul. În urma lor rămâne dezamăgire și dezgust. Bucuriile curate legate de realizările pe care le are omul, de faptul că îi ajută Dumnezeu în viață să-și facă o casă, să aibă copii educați, cuminți. Bucuriile acestea țin cât o viață de om. Dar să termină atunci când plecăm în eternitate. Ei, bucuriile sfinte de care e vorba la Paști, încep pe pământ, dar nu se mai termină niciodată. De asemenea bucurii e vorba în Evanghelia Învierii Domnului: bucurați-vă, bucurați-vă. Sigur că Mântuitorul ne-a spus că în lume vom avea și necazuri. În lume și necazuri, dar bucuriile legate de credință rămân în vecii vecilor. Este cunoscută de multă lume întâmplarea de la care pornește Senchievici în cunoscutul roman cu Vovadis. Spune el că era prigoană mare în Roma. Sfântul Petru ieșea din Roma să scape de prigoană. Și pe drum îl întâlnește tocmai pe Domnul Iisus Hristos. Unde mergi, Doamne? Vă vadeți, Domine? Mă duc în Roma să mă răstignesc a doua oară, pentru că voi fugiți. Deci în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Bucuria învierii Domnului Hristos, care a călcat cu moartea pe moarte și a biruit lumea, rămâne cu noi. Această bucurie mare, sfântă, le-o dorim tuturor credincioșilor noștri, tuturor credincioșilor noștri.
pentru că nu poate fi comparată cu nici o altă bucurie. O, Paștele, izbăvirea de întristare, vă dorim tuturor, tuturor, sărbătoarea Paștelor cu multă bucurie, cu multă bucurie. Și orice întristare aveți, pentru că sunt multe pricinile care ne și întristează. Orice întristare aveți să fie biruită de bucuria învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că învind Hristos, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, niciun mort nu mai este în morminte. Bucuria învierii Domnului Hristos să ne covârșească, să ne copleșească. Chiar dacă în lume este această pandemie pe care o știm, ne rugăm lui Dumnezeu ca ea să treacă și bucuria învierii lui Hristos, Domnul, să le biruiască pe toate. Hristos a înviat, sărbători pline de pace și de bucurie.